Bună, dragii nanași! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un clip despre parfumuri de toamnă, pentru că am văzut clipul ăsta peste tot și îmi place atât de mult să mă uit la el, încât nu am rezistat să nu filmez și eu. Aveam alte clipuri destul de multe pe listă. După cum ați văzut, totuși nu am postat, fiindcă nu am reușit deloc să-mi fac timp. Am fost super prinsă, dar sunt super bolnavă, ce credeți? Și asta e jumătate de oră de când mi-am luat medicamentul, cât își face efectul, așa că am zis repede să filmez, să avem măcar acum un clip. Nu să mă lălăi prea mult, pentru că am foarte multe parfumuri, n-am putut să mă calmez cu câteva. Am încercat să aleg 6, dar nu. Dar vi le arăt așa mai împreună și o să vedeți că trece repede. Primul e ăsta, care spune toamnă. Când îl miroși, îți spune toamnă. Mie cel puțin, când mă gândesc la toamnă, cred că ăsta e primul la care mă gândesc. Mai ales varianta pe care am avut-o, o veche. Aoleu! Văleu, dar și ăsta, care este varianta cu Mysterious Wood. Alienul cu Mysterious Wood. Asta e Alien Essence Absolute, asta e mai cu vanilie, asta e cu puțin ud. O nebunie! Sunt... Bine, v-am vorbit de 1000 de ori despre ele, de asta nici nu insist foarte mult să vi le explic acum pe astea. Un alt parfum care, nu știu, a fost... nu trebuia să fie inclus în mod special, dar m-am gândit să vi le arăt pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ați simțit că l-am purtat. Și mi s-a părut că totuși se potrivește foarte bine de toamnă. Pink Sugar de la Aqualina. Parfumul ăsta miroase chiar a zahăr. Da, zahăros. Avată de zahăr, a chestii. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum vine pe răcoare, pe... Când ai o zi totuși optimistă și vrei așa să ai un boost de ăsta de bine, îl folosești fix pe ăsta și e și super ieftin. E un... cel mai ieftin, cred că, din tot clipul de astăzi, așa că vi-l recomand. Mai ales că și are miros, practic, gurman, miros din asta de mâncare, de dulce, de... Fix ce simțim noi acum, că ai mâncat numai bunătăți, numai cafele, lateuri cu arome din astea de pumpkin, de... M-am murdărit de engleză. De dovleac. De dovleac. Și cu siropuri super dulci. Aoleu, băleu, calmează-te, bobiță. Dacă sunt eu răcită, e și rare răcit. Dacă l-auziți, asta este doar el. Desenează, dar... na. Aici. Am de la Laptit Rognal, de la Guerlain. Black Perfecto. Asta e o variantă care are niște cireșe negre. Doamne, deci atât, atât de mult îmi place acum. Am dat astăzi cu el și mi-am dat seama că îl iubesc acum. Pe eu l-am luat, cred că în primăvară, ceva de genul. Nu m-a nebunit în niciun fel. Eu aveam Laptit Rognoir normal înainte. Și asta nu m-a impresionat. Mi s-a părut că nu rezistă, că nu, că nu, că nu. E, de fapt, toamna se dezvoltă foarte frumos, rezistă. Vrei să sufli nasul? Da. Îmi spui când ca să fac o pauză, da? Deci ăsta, toamna se dezvoltă atât de frumos și am descoperit acum multe parfumuri pe care le-am luat asta primăvară și nu mi s-au părut nici rezistente, nici primăvară, nici vara. Nici nu mă impresionau. Iar acum, probabil, vi le-am și arătat în clipuri cu parfumuri care nu-mi plac. Iar acum, când le-am mai încercat odată, am luat-o razna. Așa că ăsta e unul dintre ele, vi-l recomand. Dacă vă plac cireșele amare, încercați-l, că este superb. Și cu o pielicică în el, așa. Doamne! Următorul e Dior Addict. Eu am o variantă veche. Pe ăsta îl iubesc. Miroase. Pur și simplu te vrăjește. Creează așa în jurul tău o aură din aia de magie. E divin, e superb. E o vanilie sofisticată. Are și floare de portocal și Yasumie Sambac. Absolut de Yasumie Sambac.
E pur și simplu incredibil din punctul meu de vedere. Caut și eu cu disperare să pun mâna pe variantă mai veche decât asta, dar na, cred că mai durează puțin la mine. Oricum, asta e un parfum și de la Dior, nu știu, am observat că în ultimul timp m-am îndrăgostit de toate parfumurile lor. Mai ales cele dinainte de 2012-2014, ceva de genul. Alea mie mi se par divine, nu știu cum să vă explic, dar Dune, la Dolce Vita, ăsta, Miss Dior Cheri, Miss Dior Blooming Bouquet, Absolutely Blooming, doamne, cred că pe ăla la meu. În fine, au atâtea parfumuri care pe... Poisson, Hypnotic Poisson, celălalt, cum se numea, că mai am unul. Pure Poisson, e singurul care pe mine nu mă... Pentru mine ăla miroase a vrăjitoare, prea. Știu multă lume care zice că miroase curat, că miroase... Mie cel puțin mi se pare greu. Oi, da, flori albe, dar de alea agresive și vrăjitorești și nu. Din alea cu două fețe, cel puțin pentru mine. Așa că da, nu știu, oricum, ăsta luați-vi-l, că vă învăluiește așa într-o aură din aia nebună și vă doriți. Mai am încă un parfum ieftin. Asta este Obsession, cred că, Secret Obsession. Da, de la Calvin Klein. Îl mirosisem mai de mult, știam că mi-a plăcut și l-am cumpărat la un preț super mic, cred că am dat 80 de lei maxim pe el. Și parfumul ăsta îmi place foarte mult, miroase a... Miroase lemnos, miroase nu știu care și pielărie. Doamne, dar îmi place atât de mult și ăsta e genul ăla care e de femei, dar bate spre partea de bărbați cu pielărie, cu lemne, cu... Îl iubesc, rezistă destul de bine și nu știu, n-am văzut pe nimeni să vorbească despre el, dar mie cel puțin de toamnă mi se pare, mamă, deosebit. Să te duci într-o zi în pădure să miroși așa, e fix de acolo. Alt parfum despre care v-am vorbit și v-am zis că nu mă mor după el și vreau să-l vând, sincer, eram pe pasul de-al vinde. Măcar el pune mâna în cot. Așa. Este La Vie Belle Intense, mă, sau ceva. Nu știu, varianta L'eau de parfum intens. Da. Încă pentru mine simt eu așa că nu-l simt la valoarea maximă. Nasul meu nu-l percepe, nu de alta. Însă, de câte ori m-am dat cu el, toată lumea m-a întrebat cu ce sunt dată. Nu miroase fix ca La Vie Belle să fie chiar așa chestia aia plictisitoare și totuși e un parfum cu care te faci remarcată cu siguranță și care se simte. Eu nu mi-l simt mereu, dar sigur simt și ei din jur. Așa că dacă v-a plăcut vreodată La Vie Belle și nu l-ați luat pentru că era... prea popular, prea banal și deja l-avea toată lumea, încercați varianta asta intensă pentru că eu zic că face o diferență și îmi place acum foarte mult. În continuare avem o piersicuță, o plăcintă de piersici și așa de căs nebună. Mi-e miroase a mierea, dulcea, nebunie, oamenii zic că miroase vintage, dar eu mor după parfumul ăsta și acum e atât de călduros și de cozy și l-aș purta când îmi pun un plovăr în casă din ăla gros și e frig și vreau să beau o ciocolată caldă și să mă uit la Netflix sau la orice și să fiu eu așa, să mă simt protejată. Îl iubesc, e cașmier de la Chopard, e și super ieftin, dacă nu vă place, măcar nu aruncați mulți bani, îl puteți și revinde, întotdeauna puteți face asta cu parfumurile dacă le luați la prețuri mici, există 1000 de grupuri, dar nu știu, pe ăsta eu l-aș mirosi, l-aș încerca, măcar încercați-l, fiindcă e super luxos și super potrivit acum toamnă. Astea două vi le-am tot zis și nu le arăt împreună ca să trec peste ele că nu se poate. Asta e super elegant, super damă fatală. Chalimar, suflet de parfum intens, dar și sufletul normal. Seamănă destul de mult. Asta e mai intens, oricum. Îmi place de mor. Asta e favoritul meu din toate timpurile.
Asta are magie în el. Pur și simplu când îmi miros, e magie. E magic și în orice anotim mi se pare că e cel mai bun. Deci, da, având în vedere că sunt parfumuri foarte puternice, acum clar sunt perfecte. Când e vremea asta cu un aer tare și parfumurile astea sunt perfect evidențiate, fix cât trebuie, fix unde trebuie, iubitele mele. Am pus și steluța asta, Muse-ul. Da, asta e gourmand și de asta am zis să mai bag și chestii care să fie totuși mai dulci, mai gourmande, mai... Da, nu știu, e un parfum care tot așa mi inspiră bucurie, deci când îl miros, ați văzut, îmi vine să zâmbesc. E o minune. Oricum, pentru mine Terry Muller, Dior și Guerlain, dar la Guerlain nu toate. Din păcate, cele mai vechi nici nu le-am încercat eu așa temeinic, dar la Guerlain am eu favoritele mele și pe restul nu știu ce să zic. Dar casele astea, doamne, sunt pur și simplu incredibile. Nu știu cum au reușit să scoată atâtea capodopere. Să ajute Dumnezeu să nu mai scoată ăștia din ingrediente, să rămânem cu ele așa cum sunt, că le iubesc. Dacă nu, cumpăr eu 10 tone și le păstrez. Parfumul ăsta, nici nu mai țin minte dacă v-am vorbit despre el și am impresia că nu v-am vorbit deloc. Ideea e că nu m-a impresionat când l-am luat. Mi s-a părut că nu prea rezistă, îmi place, e elegant. Mirosea foarte bine. Dar aveam impresia că nu îmi rezistă foarte bine pe piele. E bine că a venit acum toamnă și m-am dat eu într-o zi cu el. Doamne! Deci sunt niște floricele eleganțele și super, super, super tari. Fix cum arată el, cu flori de-astea roz și așa, și cu elegante cu auriu. Cum e și sticla, cum e tot, așa e și parfum și ține și nebunește și dă pe lângă, proiectează. Mi-a plăcut enorm acum. Așa că da, doamne, bine că nu m-am grăbit cu toate parfumurile în general, nu mă grăbesc să le vând imediat, pentru că întotdeauna mi-am pus întrebarea că în anotimpul următor s-ar putea să miroasă diferit și mă bucur foarte mult, fiindcă, uite, ăsta total se și schimbă, adică și mirosul e, că vara era ceva mai dulce, sofisticat, acum prinde și alte note când se usucă cel puțin pe piele, începe... Să se simtă cu totul în două și pe cel mai bun îl păstrez la final. Asta e o variantă de băieți, dar am să-l includ că cine știe, ori pentru iubiții voștri, ori poate vă plac și voi, sunteți nebune ca mine și vă plac parfumele de băieți. Așa că Bentley for Men Intens. Au! Deci parfumul ăsta pe mine mă zăpăcește, e o piele nebună care miroase absolut deosebit, absolut puternic. Este... top. Îl ador. Și o să-l recomand de mie de ori. Îl folosesc tot timpul, chit că e de băieți, pe mine nu mă interesează. Ce nașpa la parfumul ăsta e, cred că nu îl puteți găsi să-l testați nicăieri. Nu l-am văzut în magazine fizice. Eu l-am luat de pe Notino, dar are un preț chiar ok. Cred că până într-un milion îl găsiți. Și face toți banii. La pièce de résistance. Marc Jacobs. Decadence. La parfumul ăsta am auzit destul de multe, cel puțin în străinătate, review-uri și negative. Deci, ba că nu le place ambalajul, care mie, sincer, nu știu, că îmi plac și chestiile lucioase și nebuniile și așa, dar mie mi se pare super tare, îmi place de mor, ca să ne înțelegem. E de regină regească, dacă știți ce zic. Dar parfumul, mai e dulce. Dar nu, deci eu nu mai suport gurmandele, nu mai suport dulcile. Nu știu de ce am o chestie așa, decât dacă au ceva deosebit și dacă se duc în altă zonă. Dar pe alea de teleșină și te bagă mâncare, nu mai vreau să le simt. Am o chestie, o problemă. Nici dulciul nu mai simt eu acum să mănânc. Am o perioadă așa. Dar asta e un dulce de la Haoleu și verde, ca ambalajul, dar verde închis. Și o prună deosebită și mamă, e delicios, se scurg bale. Îmi vine să-l miros de 100 de ori pe zi, mă dau cu el și mă iubesc la muncă. Deci când mă simt toată ziua, uite așa, și încă se mai simt și încă mai dă un val și un val. Deci mă nebunește. Nu, deci vă rog eu, testați-l. Știu că multora nu le place,
Dar merită să-i dați o încercare pentru că e un parfum deosebit. Cu siguranță măcar nu o să mirosesc altele. Că n-am văzut multă lume să-l folosească și nici să-l adore și eu-l ador. Cu asta am încheiat videoclipul de astăzi. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Sper că ne întâlnim în curând. Eu, Anana și mie vă doresc să fiți sănătoși toamna asta și să vă bucurați de fiecare frunzuliță pe care o vedeți pe stradă, de fiecare ploiecică ce o să vină peste noi, fiindcă toate au rolul lor și sunt super, super drăguțe dacă te bucuri de ele. Vă pupăcesc, Anana și mie. Thank you.